Consiliul Local Buciu în ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările privitorului ulterioare dispune. Se convoacă Consiliul Local Buciu în ședință publică ordinară în data de 10 ianuarie 2023, orele 12, la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul de ordine de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2020, inițiator primarul comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea în principiu a tarifului de canalizare și epurare apelor uzate pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Buciu, în județul Bacău, inițiator primarul comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Buciu pentru anul școlar 2023-2024, inițiator primarul comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază și a altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, județul Bacău, pentru anul 2022, inițiator primarul comunii. 5. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilierul local din cadrul Consiliului Local Buciu pentru anul 2023, inițiator primarul comunii. 6 diverse. Mulțumesc, domnul primar. Dacă nu aveți obiecțiuni, supunem la vot ordinea de zi prezentată anterior. Mulțumim. Tot în aceeași manieră, supunem la vot și procesul verbal al ședinței ordinare de luna decembrie. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune proiectul de hotărâre de la punctul motivare. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023. Doamne și domnul consilier, fiind că urmează un nou an și este necesară stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2023, am inițiat, pe exemplu, proiect de hotărâre prin care, ținând seama de planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor anexă la hotărârea ABA numărul 19 din 2010, autorizată la data de 01.01.2019, comunicat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, am venit cu propunerea de a se aproba cuantumul taxei salubritate conform planului de tarifare actualizat. Pornind de la aceste aspecte, vin cu propunerea de aprobare a cuantumului taxei speciale de salubrizare, ținând seama de recomandările comunicate pentru anul 2023. Precizez că anul trecut, prin hotărârea de Consiliului persoane fizice, s-a aprobat o taxă de 7,95 lei persoană pe lună, conform planului de evoluție actualizat pentru anul 2023, cuantumul taxei este de 8,16 lei persoană lună, din care am propus ca întreaga sumă să se plătească să se plătească de contribuabil, pentru că nu mai există posibilitatea ca această taxă să fie subvenționată de la bugetul local. Motivez această propunere prin faptul că cantitatea de gunoi colectată de la populație este foarte mare, respectiv o cantitate totală anuală care depășește 500 de tone. În ceea ce privește persoanele juridice, agenții economici, vin cu propunerea ca taxa stabilită pentru anul 2021 și anul 2022 să fie majorată de la 80 lei pe lună la 82 lei pe lună, la o cantitate minimă colectată între 0,1 și 0,5 metri cub pe lună, urmând ca ceea ce depășește această cantitate minimală să fie taxată corespunzător. Aș mai menționa că prin adresa numărul 3447 din 8-11-2022, Adis Bacău ne-a transmis cu titlul de recomandare ca începând din anul 2023 să se implementeze instrumentul economic plătește cât arunci și se vine cu propunerea de a schimbarea frecvenței de colectare de la cea existentă în momentul de față la de două ori pe lună deșeuri reziduale și de două ori pe lună deșeuri reciclabile. Desigur că acest instrument economic va conduce și la o altă modalitate de stabilire a tarifului, stabilindu-se o taxă standard pentru cei de la care colectarea se va realiza cu frecvența menționată mai sus, pe baza acordului semnat și o taxă majorată pentru utilizatorii care nu solicit prin acord. Frecvența redusă a colectării deșeurilor reziduale și va fi de două ori mai mare decât taxa standard. Întrucât recomandarea despre care am făcut o vorbire a fost transmisă la sfârșitul anului 2022 cu aplicabilitate în anul 2023, calcularea și stabilirea taxului de salubritate pe bază schimbării acordului utilizatorilor nu este posibilă pentru implementarea acestui instrument economic, fiind necesar mai mult timp pentru mediatizare. Astfel că am propus să stabilim taxa de salubrizare pentru anul 2023 pe baza planului de evoluție actualizat, deci la suma de 8,16 lei pe lună. Față de cele mai sus menționate, consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023 trebuie supus spre analize și aprobare de către dumneavoastră și să fie aprobat. Orice altă modificare va fi supusă analizei și aprobării Consiliului Local.
Doamna președinte. Mulțumim. Dăm cuvântul președintei de comisie pentru prezentarea viziunii. Mulțumesc. Comisia a studiat acest proiect privind taxa specială de salubritate. Membrii comisiei au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu sunt, supunem la vot punctul numărul 1, proiectul de hotărâre numărul 1. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune referatul de modificare de la punctul numărul 2. Referat de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la stabilirea în principiu a tarifului la canalizare și epurare a apelor uzate pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Buciu în județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, urmare aprobării în luna noiembrie prin hotărârea Consiliului Local numărul 47 a înființării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Buciu și în vederea operaționalizării și funcționării acestui serviciu am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care vă propun stabilirea în principiu al tarifului de canalizare și epurare a apelor uzate pentru toate gospodăriile și locațiile persoanelor juridice din satul Răcău și satul Bucium, care vor fi acordați la rețea. Argumentez propunerea făcută cu următoarele. În vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit al cetățenilor comunii noastre, conducerea unității administrative teritoriale, împreună cu Consiliul Local al Comunei Bucium, am realizat un sistem de alimentare cu apă potabilă și de canalizare care deservește o mare parte din locuitorii comunei. Sistemul de preluare și epurare a apelor uzate menajere este format din rețeaua de canalizare, rețeaua de preluare a apelor uzate menajere, care deservește locuitorii locuitorilor Bucium și Răcăuți, este realizat în sistem separativ cu o lungime totală de 8,716 km, din care rețeaua de canalizare și preavetițională DN 250 mm și DN 305, pe lungimea de 7,948. Rețeaua de canalizare sub presiune din PAV DN110 cu lungimea de 0,911 km. Stația de pompare a apei uzate. Pe rețeaua de canalizare este montată o stație de pompare SPAU, amplasată în zona stadionului, amplasată pe malul stâng al râului Bucium și care preia apele uzate dintr-un cămin de rețea cu diametru de 2500 mm, iar în continuare sunt preluate cu ajutorul stației de pompare în altă zonă a rețelei de canalizare, de unde gravitațional ajung în stația de epurare. Stația de epurare. Apele uzate menajere sunt preluate în cadrul unei stații de epurare modulară mecanico-biologică amplasată în localitatea Răcăuți la cota de 232,61 m, fiind dimensionată dintr-un debit de 375 m cu pe zi. Alimentarea cu apă. În momentul de față sunt alimentate cu apă 4 de gospodării. Consumul total la nivelul anului 2021 se reprezintă astfel. Populația 400 de gospodării individuale, alimentare cu apă circa 779 de locuitori, 20.200 m3, rest consumatori 2.248 m3, din care instituții publice și bugetare 2.248 m3. Total, apă livrată facturată la nivelul anului 2021 a fost de 22.448 de m3. Apa uzată menajeră procesată 12.620 m3 pe an, din care populație 10.400, în prezent sunt 240 de imobile racordate la canalizare, din care 120 imobile pe satul Răcăuți și 120 pe satul Buciu. Există primeza executorie a încă 1160 de racorduri, din care 320 pe Răcăuți și 840 pe Buciu. Pentru exploatarea și întreținerea și administrarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, poate Bucium depune eforturi în vederea asigurării unor condiții calitative și cantitative a serviciilor de apă și de canalizare. În conformitate cu dispozițiile articolului 43 alineatul 1 din legea numărul 51/2006 a serviciilor publice comunitare ulterior modificată și completată, 1. Finanțarea cheltuielor recurente pentru furnizarea, prestarea serviciului de utilizare publice, precum și pentru întreținere, exploatare și funcționarea sistemului aferente se realizează pe criterii economice și comerciale. Mijloacele materiale și financiare necesare de desfășurarea activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetul de venituri și cheltuielile ale operatorului și, după caz, din alocații bugetare. Veniturile operatorului se constituie prin încasarea de la utilizatori sub formă de prețuri sau tarife, asume reprezentând contravolarea serviciilor furnizate, prestate și, după caz, din alocații bugetare cu respectarea următoarelor principii. Asigurarea autonomiei financiare a operatorului, asigurarea rentabilității și eficienței economice, asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general, recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării, prestării serviciului, cu excepția situațiilor în care acestea furnizează, prestează serviciul de utilități publice în baza unui contract de concesiune,
În aceste condiții, pentru respectarea prevederilor articolului 3, articolul 43 al legii mai sus menționate, care stipulează că prețurile și tarifele aferente serviciului de unităților publice se fundamentează cu respectarea metodologiei din calculul stabilite de autoritățile reglementate, competente pe baza cheltuielor de producție și exploatare, a cheltuielor de întreținere și reparație, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor precum protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizarea sistemului de utilități publice, precum și o cotă de profit. Tarifele au fost fundamentate în baza fișei de calcul, anexate cu precizarea că în structura acestea nu am văzut cotă de profit. Propunerea de modificare, aprobarea tarifelor este consecința a fluctuațiilor tarifelor practicate, în special la energia electrică, care constituie o pondere majoră în tarif, precum și a creșterii celor alte materiale, utilaje și a serviciului cu terții pentru lucrări de mentenanță și întreținere și reparații. Pentru argumentele prezentate, supunem spre aprobarea Consiliului Local Bucium tariful pentru serviciul de canalizare în respectarea dispozițiilor legale în vigoare și transmiterea spre aprobare ulterioară a acestora către ANRSC. Doamnă președintă. Mulțumesc mult, domnul președinte Comisiei, pentru a reprezenta avizul Comisiilor de Specialitate. Mulțumesc. Toți membrii Comisiei au fost de acord cu acest proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de canalizare și epurarea apelor uzate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt și alte discuții în afara celor discutate pe ședințele Comisiilor, nu mai aveți, supunem la vot proiectul de hotărâre la punctul numărul 2. Mulțumesc! Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune referatul de motivare de la punctul numărul 3. Referat de motivarea privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2023-2024. Doamne și domnul consilier, prezentul proiect de hotărâre prezentat a fost inițiat ca urmare a primirii adrese privitoare la aprobarea rețelei școlare transmise de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău, înregistrată primării Comunei Bucium cu numărul 11116 din 22-12-2022. După cum știți, deja în luna decembrie a fiecărui an, primim adresă de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care ni se solicită ca pe baza propunerii școlii din comună să se întocmească proiectul de rețea școlară. La urmare acestei solicitări s-a transmis propunerea de rețea școlară, așa cum ni s-a comunicat de Școala Gimnazială Bucium, în sensul de a se menține aceleași unități de învățământ și pentru anul școlar 2023-2024. La urmare, transmiterea acestui răspuns, am primit avizul conform, urmând ca pe baza acestuia să se adopte o hotărâre de Consiliu în această ședință. Temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut de Ordinul MEC, numărul 6217/2022, dar și de articolul 129 alineatul 1, articolul 129 alineatul 2, litera D, articolul 129 alineatul 7, litera A, articolul 136 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență 57/2019 din codul administrativ. Având în vedere cele prezentate mai sus, rog analizare și aprobare proiectului de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Membrii Comisiei Judiciare, cu toate proiectului privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 și la aviza favorabil. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă sunt discuții pe tema acestui subiect, nu, să punem la vot proiectul de hotărâre de la punctul numărul 3. Mulțumim! Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune referatul de motivare de la punctul numărul 4. Referat de motivarea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază și al altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, pentru anul 2023. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium a fost inițiat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 168/2022 referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni respectiv articolul 1 alineatul 4, 5 și 7, în care se prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2023, indemnizațiile lunare pentru funcție de demnitate publică și funcție asimilate acestor prevăzute în anexa 9 de la legea cadru numărul 153/2017 se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2022. Față de aceste prevederi, în urma analizei făcute funcții publice și contractuale existentă în statul de funcție, am venit cu unele modificări la stabilirea coeficienților pentru o parte dintre
acesta, cu respectarea ierarhiei și analizei gradului de dificultate în exercitarea atribuțiilor. Am avut în vedere și două funcții publice vacante, în ipoteza în care se va impune că scoatem la concurs vreuna dintre acestea. Astfel, consilier grad profesional superior, gradația 4, numărul Ioan Gabriel, de la 2,50 la 2,90, coeficientul. Consilier grad profesional principal, gradația 5, vacant, de la 2 la 2,10. Consilier grad profesional asistent, gradația 5, vacant, de la 1,99 la 2. Referent grad profesional superior, gradația 5, Stanase Lenuța, de la 1,98 la 2,10. Referent grad profesional superior, gradația 4, Tudor Stella Cristina, de la 1,96 la 2. Referent grad profesional asistent, gradația 3, Macare Laura, de la 1,70 la 1,99. Consilier 1A, gradația 5, Irimia Simina, de la 2 la 2,10. Șofer treapta 1, Cristian Gabriel, de la 1,50 la 1,70. Muncitor calificat, gradația 4, Ștefan Ion, de la 1,50 la 1,70. Față de cele prezentate, rog analizare și aprobarea proiectului de hotărâre în această formă. Doamna președintă. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei președinte de comisie pentru prezentarea avizului de specialitate. Comisia a studiat acest proiect privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu, având în vedere materialele prezentate, punem la vot proiectul de hotărâre de la punctul 4. Trecem la punctul numărul 5, domnul primar, de față de motivare. Referat de motivarea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilieri locali în anul 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru analiză în această ședință a fost determinat de prevederea articolului 1 alineatul 4 din ordonanța de urgență numărul 178/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative care stipulează că, începând cu data din 1 ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcții de demnitate publică și funcțiile asimilate acestor prevăzute în anexa numărul 9 la legea cadrul numărul 157/2007 și precum modificările și completările ulterioare se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2022, dar și de la articolul 212 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ care prevede că indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierul local pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Aceste ultime dispoziții legale au fost preluate ca atare și în hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 17/2004/2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Bucium. Având în vedere aceste prevederi pentru anul 2023, este necesar a se stabili cuantumul indemnizației pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bucium. Am propus ca procentul cu caracter de indemnizație pentru consilierii locali să fie de 10% din indemnizația primarului, așa cum a fost plafonată la nivelul lunii decembrie 2022. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Analize materialelor referitoare la cuantumul indemnizației consilierilor locali, membrii comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Dacă nu mai sunt și alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul numărul 5. Unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 6. La punctul numărul 6, la diverse, a primit fiecare câte un raport de evaluare a activității serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bucium pe anul 2022. Sigur l-ați studiat și da. Dacă sunteți de acord cu așa. Da, dacă l-ați studiat, puteți supunem la vot, conform prezentată. Dacă sunteți de acord? Da. Da. Dacă nu mai sunt și alte probleme, sau la diverse. La diverse. Eu aș vrea să întreb o problemă aici. Dumneavoastră aveți statul din funcții, dumneavoastră știți exact cum să, la cât aveți dreptul să dați la fiecare cu eficiența aia. Da. Mi-a serit în asta, de exemplu, la un
la o parte din personal, eu n-am nimic împotrivă. Deci, să fii... Da, procentul este mic, în sfârșit, e temeiul legii acolo, fătă, că nu poți să dai la unul mai mult sau n-am. Dar, eu văd de ce mă lovesc eu când vin de la primărie pe aici. Deci este doamna asta de la, nici nu știu, Laura, care, așa, am văzut, i-a zmărit de la 1.7 la 1.9. Deci nu există o marjă de... nu mi se pare normal, de exemplu, ca un casier să aibă mai mult decât un agent agricol care, domnule, e activitate acolo. Nu fă-ți un calculator, eu n-am nimic. Și lui doamnele alea poți să le dați 3% în plus, dacă e dreptul lor, dar pare m-a dus la nivel. Și doamna... Nu m-am figurat să mă plăteam cu... Da. Vă dau... Bănuiesc că aveți niște... Nu, primul, vă dau, m-am răspuns. Da. Urmă, doamna, cel, pe coeficienți. Corect. A zis de caserii. La caserii. Eu am dat un cadru, gărea, ați măsurat acolo. Un exemplu. La caserii. Da. E foarte mult de muncă. Mașinile de înregistrat, taxele, apa, domnul. Bun! Apa, nu e așa de ușor. Să-l scoți 400 de facturi. Asta a fost o abstracție, că s-a nimerit doamna, nu. Doamna, vă spune, doamna secretar vă spune de cum a stabilit cu un alt caz, de exemplu. Da, dar mi se pare... Deci, se fie un timp cu totuși. În spate la materialele prezentate a fost referatul semnat de mine în calitate de coordonator la câteva compartimente și de doamna șef birou contabilitate pentru persoanele din subordinea dânsei. Care au fost argumentele? Vă spun imediat. Să luăm exemplu doamnei Macarie. Acesta l-ați expus dumneavoastră, l-ați adus în atenție. Doamna Macarie, dacă veți analiza, da, toată stima și respectul, are o activitate ireproșabilă. Într-adevăr, volumul de muncă este exagerat. Însă, dacă veți analiza tabelul prezentat, are gradația 3, deci are o vechime foarte, foarte mică. Asta atârnă foarte mult, dar în schimb, în curând, va obține gradație și la ea se va majora salariul. Noi nu știm cum... Păi tocmai de asta am întrebat. Are o vechime mică. Și la șoferi, vechime. Da. Pe de altă parte, nu este numai vechime. Ascultați-mă puțin. Nu este numai vechimea, este și nivelul de studii. Studiile sunt medii, în cazul doamnei Macarie. Da. Bine, am dat cât am putut de mult. Pentru că, după cum veți observa, doamna are creșterea cea mai mare anul acesta. Da. 1.7, 1.9. Poftiți? Nu? Creșterea de salariu cel mai mare anul acesta, creșterea propusă, este la doamna Macarie. Ce încasează? Ce încasează? Într-adevăr, pe undeva mi s-a părut nedreptățită în anii trecuți, dar să... Avem în vedere și faptul că dânsa a avut suspendate raporturile de muncă pentru concediu îngrijire copil. Și dânsa n-a putut fi promovată în grad pentru că n-avea 3 ani împliniți pentru promovare. Deci sunt foarte multe... Tocmai asta v-am îndrăjit. Există posibilitatea? V-am spus la o limită superioară? Acum la revenire din concediu îngrijire, iar trebuie 3 ani doamna să stea să îndeplinească condițiile de vechime pentru a fi promovată pe grad. Și, vedeți dumneavoastră, gradul ăsta asistentul ăsta este treapta cea mai joasă posibilă, pentru că în momentul în care a fost încadrată pe funcție, doamna Macarie nu avea studiile necesare, adică specialitate, n-a avut vechimea aceea și este asistent. După asistent urmează principal și după principal urmează superiorul. Ei, la superior, dacă analizăm, veți vedea că coeficienții sunt mărișori. Mi s-a părut corect ca domnul Muraru, care are o sferă destul de mare a atribuțiilor, să urce la nivelul unui secretar și a unui șef de birou. După cum ați văzut că și la doamna Tănase
s-a făcut o majorare. S-a nimerit însă, nu, eu da, nu zic. Da, da, da. Deci costul maxim, nu este de ambii doamna, doamna. Să fie doar 5 ani. Restul salariilor au rămas, începând cu secretarul din 2019 are același salariu, șeful biroului contabilitate la fel. Ce să vă spun, la care s-a mai putut, s-a mai dat. Coeficientul, asta vreau să clarific. De exemplu, puteți face și bănuiesc. Da. Unde lucrezi eu, da, știu că asta e... Să iei de la unul și să dai la altul. Să poate și așa. Nu s-a tăiat, nu. Da, nu ați mers dumneavoastră pe principiul ăsta. Nu, dar am dat un pic la cei care au niște atribuții mai multe decât ar fi. Păi mai încercăm. Mai multe decât ar fi firesc. Doar la cei care au funcții egale poți să iei și să dai. Adică aceeași funcție. Da, și atribuții. De exemplu, dacă îi dai o atribuțiune în plus la unul, o sarcină de servicii în plus, normal că trebuie stimulată. Dar în legea muncii spune, se poate duce până 30%. De exemplu, cu... Depinde, nu știu, la primării și la societate. La funcționarii publici sunt... Și eu, cu caracter de recomandare, conform legii 153/2017 și mai ales a modificărilor ulterioare, veți vedea că conformitate cu articolul 11 cu 4 se stabile salariile, adică se dau niște coeficienți. În funcție de gradație, de grad, de studii, adică clasă. De aceea, v-am clarificat problema. Și cu studiile, de exemplu, dacă postul ăla prevede, degeaba am venit cu facultate să stai ca paznic. Deci eu îți voi da salariul tot de paznic, nu? Chiar dacă... Deci mi se pare normal. Dar dacă am deci că sunt foarte multe postul, chestii. Dacă am scos la concurs postul de paznic, ok, tu poate ești și doctor în domeniu, exact. Da? N-am nicio treabă, nu se... Deci pentru postul de pasnic, eu cer niște studii medii, niște cursuri în domeniu. Nu, că mai să deci am postul, doamne, eu accept postul de pasnic, am facultate, dar am postul ăla. Dar noi considerăm că vine doctor să te iei pasnic cu 20 milioane. Pentru anul 2023 s-a mai echilibrat un pic să nu se... Îți vine mai mult, de exemplu. Sunt foarte mulți păturari cu facultate. E, păturari. Da. Și, păi stai, frate, dar li s-a spus, băi, nici nu trebuie să accepti chestia asta. Sau te duci în altă parte. Dar salariul are acolo. Până la ultima gradație aici. Ce poți ești acolo? Poți să ai 7 facultăți, dar tu prestezi muncă... Și pentru asta e tot ce ai, vina lui, fiindcă acceptă. Dar trebuie să duci să nu. Da, gradul și... Dacă e domeniul vostru. E postul. Dacă e pădurat. Nu contează, de acolo e șef de district, tehnician care urcă, inginer, șef de ocolă. Nu e, dar dacă... E exact cum am zis cu paznicul. Da. Deci, dacă închidem ședința aici. Asta e așa.